lasă 2 miniștri. Asta cu rachetele, e interesant asta cu rachetele. Pare așa un fel de lovitură preemptivă în limbaj de ăsta... Preemptiv și este. Preemptiv și este. Americano-irachian. E cu lovitură preemptivă pentru că, repet, domnule Vâlceanu, când a fost PNL-ul atât de critic și de ne la locul lui în relația cu PSD-ul, încât să merite acum să indigneze până și Căciu și să zică, domne, nu mai putem înghiți atâtea de la acest PNL? Nu, și ce se întâmplă acum? Află și domnul Ciucă faptul că în campanie electorală nu ai parteneri, ai numai adversari. Noi am încercat să-i spunem lucrurile astea în partid de multe vreme. Din păcate, dânsul ne spunea tot timpul că PSD nu mai e dușmanul, este partenerul de data asta. E, uite că PSD a fost dușmanul tot timpul, a rămas dușmanul tot timpul și în campanie electorală îți va fi dușman, îți va fi adversar. Nu știu cum cineva din PNL se aștepta ca odată cu începerea anului electoral PSD să îl mângâie pe creștet pe PNL și pe domnul Ciucă și să spună că e bun. Nu, lucrurile vor continua așa. Păi nu, dar măcar să-l lase în pace, să nu-l critique, să nu-l facă neavenit în politică, să nu-l facă, cum zicea Tudose, din alt film și așa mai departe. Să știți că lucrurile astea sunt spuse pentru că asta a dovedit domnul Ciucă. Îmi pare rău că spun asta, nu țin cu tot iadisul să critic pe președintele PNL, dar uitați-vă la ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Și atunci, evident că în momentul în care domnul Tudose spune că domnul Ciucă n-are nicio legătură, nu-i din filmul ăsta, că așa spunea, evident că toată lumea le crede, pentru că asta am văzut cu toții. Domnul Ciucă chiar nu-i din filmul ăsta și, din păcate, Partidul Național Liberal a ajuns în situația în care a ajuns, pentru că este condus de oameni care nu sunt din filmul ăsta. Dar ce mi se pare mie